Bună dimineața! Ziua de azi este una generoasă în momente pozitive, însă, după cum v-am obișnuit, istoria nu este doar despre evenimente frumoase. Așadar, pe lângă omagieri, premiere și sărbători internaționale, amintim despre un accident care a marcat viața teatrului londonez. Detalii vă ofer chiar acum. În anul 1613, teatrul londonez Globe arde în timpul unei reprezentații cu piesa lui Shakespeare Henry al VIII-lea. Un al doilea teatru Globe a fost construit pe același loc până în iunie 1614, care a fost închis de o ordonanță emisă în 1642. În anul 1866, Parlamentul României adoptă prima Constituție a țării, una dintre cele mai avansate a acelor timpuri. Este prima Constituție propriu-zisă a României, adoptată după modelul Constituției Belgiei din 1831. Actul a fost adoptat în timpul regelui Carol I, fiind cea mai longevivă Constituție și cea mai importantă realizare a regimului lui Carol I. În anul 1900 se naștea scriitorul și aviatorul francez Antoine de Saint-Exupéry. S-a făcut cunoscut un cerc larg de cititori, în special datorită povestirii Micul Prinț, una dintre cele mai răspândite cărți din lume, tradusă în 270 de limbi. Lucrarea este o alegorie despre condiția umană, devenind cel mai bine vândut roman pentru copii pe plan mondial. La începutul celui de-al doilea război mondial se înrolează în aviația militară franceză, iar după armisticiu din 1940 părăsește Franța și se stabilește la New York. Astăzi spunem la mulți ani artistului plastic din Republica Moldova, Lică Saenciuc. A profesat în domeniul graficii de carte pentru copii, devenind cunoscut pentru desenele sale din abecedarul Albinuța de Grigore Vieru. O perioadă de timp, Lică Saenciuc a făcut scenografie de teatru și cinema la Chișinău și Bălți, contribuind la piese precum Această copilărie îndepărtată, Ivan Turbincă și Iorgu de la Sadagura. În 1975 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova cu o serie de tablouri. Astăzi, cântăreața și actrița americană Nicole Scherzinger împlinește 43 de ani. A cunoscut faima în 2002 când a format împreună cu alte 5 tinere interprete trupa Pussycat Dolls. A fost nominalizată de câteva ori la premiile Grammy și imediat după desființarea formației, Nicole a reușit să-și construiască o carieră solo de succes. Tot la această dată, în anul 1995, navele spațiale Atlantis și Mir s-au unit, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului. În fiecare an, pe 29 iunie, este celebrată Ziua Internațională a Dunării. Această zi marchează semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Manifestările dedicate a acestei zile se desfășoară în toate cele 14 state dunărene pentru a marca dorința acestor țări de a adopta măsuri și strategii comune pentru protejarea fluviului european. Calendarul zilei din 29 iunie i-a sfârșit aici. Noi ne revedem și mâine dimineață cu noi date istorice pe care vă îndemn să nu le ratați. Așadar, rămâneți alături de Bună Dimineața!